Luptătorii sumo mănâncă până la 7000 de calorii pe zi și au o greutate corporală între 130 și 180 de kilograme sau de două ori mai mult decât un adult cu o greutate medie. Deși nu sună ca fiind cel mai sănătos stil de viață, nu ar trebui să judecăm un corp după copertă. Dacă privim mai atenți, vom descoperi că într-adevăr contează ce este în interior. În mod normal, o persoană obeză depozitează o cantitate din grăsimea corporală în interiorul abdomenului, în jurul pancreasului, ficatului și a altor organe vitale. Aceasta se numește grăsime viscerală. Poluează sângele cu molecule care cauzează inflamație, de aceea obezitatea poate provoca probleme de sănătate, precum presiunea arterială mărită, diabet de tipul 2 și chiar atac de cord. Dar, luptătorii sumo nu suferă de aceste simptome. Care este trucul lor? Un test pe tomograf a descoperit că luptătorii de sumo nu au grăsime viscerală deloc. În schimb, stochează majoritatea grăsimii corporale chiar sub piele. Din această cauză, cercetătorii în domeniu cred că luptătorii de sumo sunt foarte sănătoși au un nivel normal de trigliceride, un alt tip de grăsime care se găsește în sânge. Au și un nivel neașteptat de scăzut al colesterolului din sânge. Aceste două niveluri scăzute ale tipurilor de grăsime găsite în sânge scad drastic riscul de atac de cord și alte boli vasculare. Cum reușesc să-și mențină aceste valori sănătoase ale sângelui? Secretul se află în numele lor, luptători sumo. Studiile au arătat că exercițiile intense pot preveni acumularea de grăsime viscerală. Pe scurt, are legătură cu creșterea valorilor hormonilor numiți adiponectină, datorită exercițiilor constante. Adiponectina deviază glucoza și moleculele de grăsime în afara fluxului sanguin ale organelor vitale și depozitează grăsimile sub stratul de piele. Luptătorii sumo fac o mulțime de exerciții fizice. Într-o sală de antrenament pentru luptătorii sumo numită HEA în Japonia, antrenamentele luptătorilor încep dimineața de vreme, la ora 5 și pot dura până la 5 ore de exerciții fizice continue. Nu este nimic asemănător cu ceea ce te-ai aștepta să vezi la o sală de antrenament obișnuită. De exemplu, în timpul unui exercițiu numit buțucarii geiko, luptătorii se lovesc și se împing pe rând până se prăbușesc la sol din cauza epuizării. După aceea este lupta, unde luptătorii sumo încearcă să își împingă oponenții în afara ringului sau să-i forțeze să atingă podeaua cu orice parte a corpului lor. Dar odată ce exercițiile se opresc, tot atunci se opresc și beneficiile aduse de acestea. Când luptătorii sumo se retrag, trebuie să își elimine din dieta zilnică o mulțime de calorii sau vor prezenta riscuri foarte mari de a avea probleme cardiovasculare. Asta ar putea explica de ce după retragere luptătorii de sumo mor cu 10 ani mai tineri decât media cetățenilor Japoniei. Chiar dacă consumarea a 7000 de calorii pe zi poate părea atrăgătoare, cel mai probabil nu ar trebui să experimentați acest lucru. Asta doar dacă nu vreți să vă luați la trântă cu vreun luptător sumo de 180 de kg. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo! O zi superbă vă doresc tuturor!